Un turist aflat la mare care vrea să meargă cu taxiul de la Eforie Nord la Mamaia Nord trebuie să plătească mai mult chiar decât ar da pe un bilet de avion până în Grecia. Așadar, o cursă până în Mamaia a ajuns să fie mai scumpă decât un bilet de avion până în Grecia, costând cel puțin 300 de lei, potrivit gândul.ro. 300 de lei înseamnă echivalentul unui bilet de avion low cost din București până în insula Corfu din Grecia, spre exemplu. Cursa de pe litoral cu taxiul a ajuns să coste atât de mult pentru că șoferii de taxi profită de faptul că la mare vin foarte mulți turiști, atât români cât și străini, și au crescut exagerat tariful, un kilometru parcurs cu taxiul ajungând să coste chiar și 7 lei. Uneori, oamenii sunt nevoiți să scoată din buzunare sume exagerate, chiar și fără a primi un bon fiscal la final de cursă. Cel puțin 50 de lei, atât trebuie să scoată din buzunar un turist care vrea să meargă de la gară din Constanța către un oraș sau în Mamaia. Cu toate că o cursă de numai 3 km nu ar trebui să coste mai mult de 10 lei, puțini sunt taximetriștii care acceptă. Majoritatea celor care practică această meserie preferă cursele către stațiunile mai îndepărtate, care le aduc câștiguri mai mari. Taximetriștii pirați pot fi amendați dacă sunt prinși, cu sume care ajung și la 25.000 de lei. Până să ajungă să plătească pentru practicile lor neortodoxe, mii de turiști sunt înșelați în fiecare vară.